Distinsul maestru al scrisului, Spiridon Vanghelie, a fost omagiat astăzi cu prilejul celor 85 de ani de la naștere. Și emblematicul său personaj, Guguță, a ajuns la o vârstă onorabilă. Este cel mai tradus scriitor contemporan de la noi, cărțile sale fiindu-i tălmăcite în 40 de limbi de pe toate meridianele. Iar de jumătate de secol, emblematicul său personaj Guguță a devenit prietenul mai multor generații de copii. Vorbim despre distinsul maestru al scriitorului Spiridon Vanghelie, omagiat astăzi cu prilejul celor 85 de ani de la naștere. Astfel a fost întâmpinat de ziua lui Spiridon Vanghelie de către cititorii de toate vârstele. Atragem atenția că avem un asemenea profesor, un asemenea dascăl, un asemenea scriitor, că sunt niște personaje de la care învățăm, adevărate universități. Spiridon Vanghelie le-a mulțumit copiilor îndemnându-i să se maturizeze prin lumina cărților, mai ales că... Țara e în primejdie, țara trebuie ajutată. Poporul se află la grea cumpână și veniți mai repede, creșteți mai repede și ajutați poporul că merită o viață mai bună. Până ajunge să edifice o lume mai bună, copiii spun că au îndrăgit eroii lui Spiridon Vanghelie. Guguță. Nu a avut acum avem noi tehnologii și altele. Mergea numai cu o carte în mână și avea o căciulă mare. Cel mai mult mi-a plăcut că... Acest băiețel cu sora lui, ei sunt foarte curioși. Cu operele lui am crescut, le citesc în continuare. Nepoții îi îndrum permanent să citească pe aceleași Guguță. Cărțile lui Spiridon Vanghelie au fost și rămân pentru generații de cititori o corabie imensă pe valurile tulburi ale vieții. De fapt, este o arcă a lui Noe, salvatoare de degradare spirituală, de ignoranță și disperare. Sunt, de fapt, cărțile care vor trece peste limitele oricărui timp. Spiridon Vanghelie rămâne tânăr, pentru că este un munte de talent și pentru că este un Everest de bucurie creatoare. Mi-amintesc din tatălui Guguță când era mic, Donuț, se întreabă dacă există cumva vreo școală care te învață să vorbești cu ciocârliile. Eu cred că există o asemenea școală și ea este chiar opera lui Spiridon Vanghelie. Vreau știu să-și păstreze acest etern suflet de copil și mă lipsește și pe noi de acest optimism. La aniversare, scriitorul a venit și cu o nouă carte, Crăița. Deci băieți am tot scris, Guguță și Ciuboțel și alții, dar fetele aveau pretenții, cum așa, noi vă știm cărțile, noi vă trimitem scrisori și în sfârșit mi-am făcut, vreau zic, datoria și față de fete. Crăița demonstrează că anume copilul poate înfrumuseța lumea, poate găsi soluții de supraviețuire. Îl descoper absolut de la capăt, să zic așa, pe Spiridon Vanghelie, fiindcă el este o imensitate. Toți eroii lui Vanghelie au o viață lungă, iar celebrul personaj Guguță împlinește 50 de ani. Când mă uit la dânsul, mie îmi pare că eu am 150, dar e tot în clasa a treia. Guguță este al doilea picior al meu. Radu s-a dus săracul, dar a rămas Guguță. După medalionul literar, copilul trăiește în sufletul meu, organizat de Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, tatăl lui Guguță a fost omagiat și la Casa Scriitorilor.